Salutare, dragi prieteni, se spune că în România sunt cei mai buni IT-iști din lume, nu? Sau printre cei mai buni. Ia să-mi explicați și mie de ce arată site-ul ANAF așa, da? Trebuie să scot și eu toate facturile pentru ultima lună. Abia astăzi am avut timp, suntem în data de 3. Eu pot să selectez aici numărul de zile pentru care se dorește să se afișeze răspunsurile. Mamă, dar ce exprimare au, frate! Trebuia mai multe filtre, nu numărul de zile pentru care... Nu așa, tati, nu numărul de zile, că nu stăm să numărăm zilele, dragi IT-iști de la ANAF. Nu! Să fie intervalul pentru care se dorește să se afișeze facturile. Să fie un interval și eu să-l bifez de la 01 a 11 până la 30 a 11, da? Ăla e un interval pentru care mie îmi trebuie facturile și nu pot, pentru că eu am de ales 30 de zile. Noi fiind în data de 3 decembrie, degeaba pun eu 30 de zile pentru că nu-mi intră toată luna noiembrie, da? Ok, una dintre probleme. A doua probleme, nu am niciun filtru privind firma. De exemplu, dacă mi-e trebuie facturile de la o anumită firmă, eu nu am cum să selectez asta. Nu este un filtru prin care să pot urmări valoarea vreunei facturi. Deci pe mine mă interesează factura aia de 310 lei. Nu e, nu pot să-mi dau seama, trebuie să le descarc pe toate, pentru că aici nici măcar firma emitentă nu e trecută, dacă vă vine să credeți, da? Așa, și ce face Răzvan acum? Pun aici 60 de zile, că n-am altă opțiune decât 30-60 de zile, da? Ca să vedeți ce muncă inutilă. Trebuie să trec de facturile din luna a 12-a, că nu mă interesează momentan. Și am ajuns la 30-a 11-a și acum trebuie să-i dăm așa, descarcă PDF. Deci nu putem descărca toată luna a 11-a într-un format zip în care să fie cuprinse toate. Trebuie, uite așa, să luăm fiecare factură, descarcă PDF. Fratele meu, ce site de grădiniță are ANAF. Deci eu dacă acum intru pe site-ul EMAG sau pe site-ul Altex, de exemplu, sau știu și eu pe ce alt... Na, fii atent că acum mi-au dispărut. Acum nu mai știu pe care am downloadat-o ultima, frate, că nu am nici măcar nu mi-arată dacă am descărcat-o. Trebuie să mă uit aici în istoric și să văd care e ultima. Serios, care e ultima? Ia să vedem, 623. Cu 623 se termină. Ah, deci aici e ultima cu 623. Ne uităm la asta. Da, vedeți că avem repere. Ne-au dat și acolo un număr care... E irrelevant pentru noi, dar este un număr după care să ne ghidăm. Extraordinar, frate. Este un site. Dacă în Evul Mediu s-ar fi făcut site-uri, așa ar fi arătat. Ca site-ul ANAF din 2024. Haideți să avem o zi bună și spor la lucru, că e închiderea de lună.